Bună ziua, dragilor. Bună dimineața pentru, mă rog, e 10 minute până la ora 12. Sunt într o discuție în direct cu uh, Olivia Ster. Olivia Ster. 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 Și uh, suntem live pe Aurelian Ro, probabil că înregistrarea asta va apărea și pe uh, pagina sau canalul Oliviei. Bună seara, bună seara, doamne! Bună ziua, Olivia! Nu te-ai Eu tot timpul, tot timpul am live-urile seara știi? și am reflexul de bună seara da, Bună dimineața! Bună dimineața! Cum a fost de sărbători? A fost minunat. A fost minunat. am văzut că ai fost S-a văzut, nu? S-a urmărit și s-a văzut. Mm -hmm. Nu vă scapă nimica. A fost minunat. Am fost într-o zonă plină de normalitate, în care oamenii se poartă ca și cum nu s-ar întâmpla absolut nimic, unde mm -hmm. suntem prezumați sănătoși cu toții, unde suntem prezumați normali la cap cu toții și așa mai departe. Deci... Cum se, cum, se numește zona, încă o dată, ca să știi și ce? E undeva acasă. în județul Hunedoara. O zonă de munte, plină de zăpadă, de... ca cam povești. Mm -hmm. cu ochi mari, cum zice Nikita Stănescu. E superb. Da, 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 și am văzut că sunt acolo și tot ce înseamnă logistica de schi arăta destul de bazat, așa, adică nu prea, nu prea aveai ce să reproșezi zonei. Că toată lumea este nebunită după Valea Prahovei. Da, care prezintă atâtea inconveniente, după părerea mea. Mm -hmm. În fine, tu, pe unde ai fost? Să știi că copiii și cu mine am stat acasă pentru că. Uh, pentru că vă Am, op am optat. Nu, 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 da, noi, noi vroiam uh, inițial. Ne programasem un pic de. Să plecăm într-o zonă mai caldă, dar nu s-a întâmplat, pentru că eu am niște principii și nu abdic de la principiile mele Și atunci am zis, mă, dacă nu mergem pe cum vreau eu să mergem, nu mai mergem și anul ăsta ne lipsim și asta. e mai facem și economie și ne-am simțit foarte bine acasă Olivia, eu vreau da. să începem de la, de la ultima ta postare pe care mi-a mi tras atenția, ultima ta postare de pe Facebook pe care o și afișăm pe ecran în câteva momente. Acum este afișată pe ecran și o să o citesc eu cu voce tare, după care o să dezvoltăm puțin. Postarea este din 13 ianuarie. Mie că tot mai mulți se dau pozitiv și cu înștiințarea DSP-ului, se autoizolează la domiciliu, cu unicul scop de a pune mâna pe certificatul verde-gălbui-maroniu de trecere prin boală. locuri vine vinețiu! pe al vinețiu. Obțin astfel șase luni de liberă circulație, în vreme ce noi toți riscăm pe baza numărului de infectări artificial umflat de către ei scenarii roșii, isterice și carantină județeană națională, ceea ce le va anula și lor în final accesul neîngrădit peste tot. Mă tem că azi, mai mult ca oricând, suntem toți împreună sau nu mai suntem deloc. Hai copii, mai strângeți din dinți puțin și ne vom elibera toți deodată. Încă puțin. Deci e singura postare din spațiul ăsta, social media, în care, cum să spun, cineva spune lucruri pe nume. Bă, nu mai, frate, fiți și voi solidari odată în viața voastră. Nu mai... Nu vă mai duceți la fiecare curs de nas, rinită de asta, să vă luați testul. Și se par că ai pus punctul pe I în ceea ce privește Asta cu faptul că libertatea ta, artificial generată prin acest QR code poate să însemne lipsa de libertate pentru restul care nu exact. se conformează acestui joc social. Exact. Da. E nevoie de principii de la cap la coadă. Chiar și atunci când nu vrei să te supui vaccinării sau violului medical, sanitar presupus de această vaccinare cu japca până la urmă, pentru că ești strâns cu ușa, chiar dacă nu există o lege care să îți impună efectiv vaccinarea obligatorie, metodele lor sunt atât de perfide, de perverse, încât unii oameni s-au simțit pur și simplu puși la colț cu spatele la perete, obligați, dacă vor să circule, dacă vor să-și păstreze jobul, dacă vor o grămadă de lucruri pe care oamenii le vor. Pentru că altfel mulți de nu, dacă. Da, mulți de dacă, pentru că altfel te vezi în imposibilitatea de a-ți mai trăi viața, de a mai duce o viață normală, de a duce o, de a avea o viață socială, de a-ți uh, câștiga traiul. Sunt foarte multe aspecte pe care cum poți înțelege. La fel cum poți înțelege și această portiță de care unii se folosesc acum, aceea de a obține un certificat de trecere prin voală, care să le permită accesul liber în orice spațiu și practic libera circulație. Poți să înțelegi această nevoie într-o lume dementă în care îți neagă până la urmă dreptul la viață, pentru că interzicându-ți dreptul la muncă Indirect ți se interzice dreptul la viață. Cum să mai trăiești dacă uh, mijloacele tale de câștig, de, de, de uh, accesul la job, uh, accesul în instituțiile publice, accesul în uh, uh, biroul în care ai lucrat, îți este interzis de un certificat. Atunci trebuie să găsești niște subterfugii Și uite, unii oameni au găsit această modalitate. Eu am observat uh, baleind pur și simplu prin uh, conturile unor prieteni și observând uh, postări. Postări, oamenii sunt de o sinceritate adorabilă uneori. Uh, postări cu ei foarte sănătoși și foarte veseli, anunțând că sunt în a treia, în a șasea, a zecea zi de carantină. Era un iuhu acolo printre rânduri pe care îl puteai citi, să că mai am puțin Aha. și mai eliberez, așa. Spunând că, uite, doi ani de zile ei nu s-au îmbolnăvit. Da? Deci nu s-au îmbolnăvit, pentru că n-au avut motiv să se îmbolnăvească până acum. Cu acest virus ucigaș, că așa ne-a fost marketat. da? Da, da acest virus ucigaș. Și nu s-au îmbolnăvit, dar acum, brusc, s-au îmbolnăvit și mai au încă doar câteva zile de carantină și își obțin certificatul. Și, văzând chestia asta. Azi, aici, mâine, mâine, acolo, în paralel cu declarațiile oficiale care spuneau cum, cresc, cum crește rata infectării și cum noi trecem din scenariul verde în scenariul roșu, a zis, oh, e nasol, ne furăm singur căciula. Și în urma acestor observații personale, dacă vrei un demers minim jurnalistic, am făcut această postare pe care ai citit-o tu adineori. Aici mi se pare, n, -ai, n -ai fost foarte explicită, dar ăsta este rostul acestui live, să explicăm a doua nuanță a postării tale. Și rog. că dacă tu ai un certificat care zice, domne, îți dă 180 de zile de libertate, înseamnă că tu în subconștientul tău, dacă te conformezi acestui joc, ești deja resetat să te gândești că restul zilelor în afara perioadei de 180 de zile, sunt de detenție. Exact. Asta mi se pare o amenințare mult mai mare, pentru că resetează limbaj, resetează sens de cuvinte, resetează semantică. Cum adică 180 de zile de libertate. Păi eu știam că detenția e limitată în timp și starea de fapt este de libertate, nu invers. Nu invers, da. Știi, pentru unii ar putea să sune ezoteric sau uh, mistic, adică cum uh, noi ne imaginăm că suntem liberi și suntem liberi sau uh, ne, pro, ne afirmăm, da, prin afirmații zilnice, suntem în detenție și devenim uh, prizonieri. Uh, dar lucrurile nu stau chiar așa. Am și eu câteva manuale de NLP și am. Uh, citit și eu Jung și sunt foarte mulți specialiști care spun că e foarte important ceea ce, repetându-ți, ajungi să crezi. Să crezi. Chiar, dacă, da, chiar dacă la nivel conștient tu nu realizezi că cumpărându-ți astfel libertatea prin 15 zile de detenție, o libertate limitată și aia de 180 de zile, cum ai zis tu, înainte mm -hmm. să intrăm în live, um, Făcând chestia asta, la nivel subconștient, te programezi să te consideri practic un prizonier sau un condamnat. Prizonier da? da? Care trebuie să facă să facă ceva pentru ca să-și obțină libertatea. Libertatea nu mai este un dat, nu mai este garantată de Constituție, nu mai este un dar divin, așa cum am fost Crescut Lăsată. să credem și mm -hmm. să știm, mm -hmm. da, că libertatea ne o dă Dumnezeu, nu poate să ne o ia nimeni. Mm -hmm. Deci oamenii ar putea să creadă că, repetându-ne la nesfârșit. Uh, uh, că suntem liberi șase luni și nu mai suntem liberi alte șase luni, devine sau este o aberație, că noi nu putem să funcționăm prin afirmații repetate și nu putem să acționăm în baza unor programe pe care ni le scriem singuri, ceea ce este fals. Noi de 2 ani de zile Funcționăm în baza unor programe Pe care ni le-au scris alții Uite -te Cât de firesc a devenit Obiceiul celor care intră într-un mall Să se lase Termoscanați Să își prezinte QR Cum se numește? QR codul QR codul și așa mai departe da? Deci a devenit un automatism Semn că Ești Sub influența unui program. Uh, gesturile astea noi nu le aveam acum 2 ani. Și dacă nu, cineva de, ne a fi spus acum 2 ani că ne vom lăsa scanați ca un iaurt sau ne vom lăsa scanați uh, ca, ce vrei tu, un kilogram de lămâi, am fi râs. Și asta da, uh, ca asta, vezi tu, uh, eu am studiat puțină neuroștiință. În Așa, înainte de pandemia asta, pentru că practicând aceste calistenice din civilizația și cultura chineză, am văzut că ei folosesc foarte mult mâinile, mișcarea mâinilor, da? Și privirea, adică când are loc, de exemplu, o, o, o mișcare de taițiciu, să zicem, da? Când faci o mișcare cu mâinile, te duci și cu privirea după mână, da? Deci, practic, privirea, mișcarea mâinii și mintea sunt conectate. Deci, practic, ceea ce faci cu mâinile îți resetează puțin niște trasee neuronale. Ori noi ce am ce fost învățați să facem? Ce am fost învățat să facem? De aceea, și învățarea prin scris este mult mai ușoară dacă încep să scrii, right. pentru că se închide circuitul. De ce, de ce e important lucrul lucru? Ei ne -am învățat așa. Să punem masca pe față, o faci cu mâinile. Să te speli pe mâini, o faci cu mâinile sub jetul de apă. Acum, după aceea, spălatul pe mâini a fost înlocuit cu dezinfectantele alea lipite de perete, apăsai pe clapetă și te spălai pe mână și te freca înainte de intrarea în magazine. Toate magazinele au din asta acum. Și iar asta cu dezinfectantul a fost înlocuit cu plasarea telefonului sub scannerul de QR code. De asemenea, și scanarea e trebuie să întinzi mâna ca să te scaneze. Asta după ce te-au scanat la cap. Deci toată gestica aceasta în care sunt, ei sunt implicate mâinile, resetează trasee neuronale și te conformează. Aduceți-vă aminte ce se întâmpla în grădiniță. În grădiniță eram controlați la batistuță și la unghiuțe. Țineți minte? Da. Două acte pe care da. le făceam cu mâinile. Când eram pedepsiți, eram pedepsiți tot cu mânuța. În timp de palma să primești liniar. Hai că toți am primit un liniar peste palmă. Eu cel puțin de la grădiniță am început de mică, nu mă conformam. Deci toate pedepsele și premiile erau prin intermediul mâinilor implementate și executate. Ori toată gestica asta pandemică. Mm. Și, și dreptul și de a vorbi, era Și dreptul de a vorbi, sigur, mm -hmm. dreptul de a vorbi, ridici două degete, absolut, mm -hmm. absolut. E, toată povestea asta a resetat gestica exact cum ai spus tu, și traseele neuronale. Și asta duce, în imprimă mult mai ușor la nivelul subconștientului faptul că trebuie să faci tranzacții ca să-ți dea altcineva libertatea, adică libertatea nu mai e a ta. Din partea da. care te guvernează. Asta mi se pare Da, dar să știi că eu. există și portițe de scăpare în uh, toată această capcană și tu știi foarte este, bine. Este. Atunci, da. în momentul în care tu. Și uh, uh, mecanismul ăsta a funcționat foarte bine și pe vremea lui Ceaușescu. Nu toți uh, uh, am fost trași pe creier, pentru că foarte mulți, chiar dacă tăceam în fața autorităților, uh, sub barbă, înjuram Da? Chiar dacă aveam uh, 12-13 ani, deja știam să înjurăm Înjurăm sistemul. Lucru care da. ne-a și protejat da. acum. Exact. Protejat. Și atunci ce se întâmplă? Programul nu se mai scrie. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Da? da? Înjurând, noi, românii, am știut să înjurăm unul la mână și am știut să spunem bancuri ca să râdem. Și asta este o alt, un alt mecanism de ștergere sau de protecție de ecranare împotriva programului eu, pe care alții mm -hmm. vor să ne-l scrie. Mm -hmm. Trebuie să reinventăm uh, uh, bancuri. Să le adaptăm situațiilor zilelor noastre și trebuie să reînvățăm să, să înjurăm. Mai delicat pentru anumite persoane, mai, mai spumos pentru... Pentru mine mai delicat, nu. <laughs> mai delicat nu. Mai delicat nu. o să încerc să inventez bancuri. Da. Da. Dar cumva, da, avem, avem șansa să ne protejăm. Ce observ în schimb este că... Oamenii uh, au descoperit singuri uh, calea asta de protecția râsului. Uh, sunt foarte mulți cei care acum un an uh, erau îndoiți și nu știau exact ce să creadă, uh, să le fie frică și atunci să aibă încredere în narativul uh, oficial. Uh, sau uh, să își folosească uzul, să uh, recurgă la uzul rațiunii și să uh, Pun în balanță informațiile și uh, logica. Uh, informațiile, bineînțeles, trunchiate și uh, pe jumătate mincinoase, și de, 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 care operează cu jumătate de adevăr, și uh, contrabalansate de logică și de bun simț. E, și astăzi văd că. Uh, Mecanismul ăsta care la început era atât de delicat și atât de fragil, aproape ca un pas de balerină care calcă aproape Atât de delicat parcă ar păși pe coș de ouă da? Acum uh. lucrurile sunt mult mai tranșante și oamenii râd, râd uh, uh, copios Râd uh. ca uh, într-un uh, Ritual, dacă vrei, de eliberare față de constrângeri, restrângeri și așa mai departe. Îi văd foarte dornici să facă mișto de toate declarațiile oficiale care apar acum în spațiul public. Ți-am și trimis două capturi care pe mine m-au umplut de bucurie și de satisfacție pentru că ele ne servesc nouă. Da? Una este declarația lui Ludovic Orba și cealaltă a lui Ciucă. Am este fabuloase. acum pe ecran. Este acum pe ecran. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat înființarea peste 230 de centre de diagnostic și trat tratament pentru infarct, miocardic și accidente vasculare. A, Deci nu vrei să am știi făc, ce reacții, da? Burbiță. Da. Deci acum se naște un alt business. Până acum a fost businessul uh -huh. din măști. Pentru cei care, da? Nis din da. local, din vaccinuri, cei care și-au luat comisioane, din așa ceva. E și acum ia ce să vezi, pătămații de vaccinuri vor intra pe mâinile primitoare și. Deci au creat o piață ale... de clienți cardiovasculari extraordinare. Extraordinare, extraordinar, extraordinar. da. Au generat niște clienți de pentru, Deci cred că firmele private, astea, clinici private, vor fi foarte încântate de avalanșa de noi clienți pe partea de cardiovasculare. Această declarație, bineînțeles, vine să confirme ceea ce noi știm de mult, da? că aceste vaccinuri nu numai că sunt, nu sunt lipsite de riscuri, dar că ele afectează cu precădere, cum zicea Gheorghiță, două organe. Corect. Sau chiar trei, ca să fim mai precis, inima, cordul și curasonul. <laughs> Eu aș merge altfel, aș zice altfel. Inima, pericardul și miocardul. Da. <laughs> da că au da. și pericardite, sunt și pericardite și miocardite. Pericardita e un pic mai ușurică și mai puțin damaging. Miocardita e nasoală rău de tot. Când se trece către infart, e deja un pic către game over, așa, împingi cu acul, pânza neagră a Marii Doamne. Ce să zic? Eu am băgat și curasonul în ecuație pentru că sunt cei care au suferit până acum de o naivitate cronică da, care da, părea fără scăpare, da? Și acum se trezesc și spun, ah, inima mea, ca într-o manea românească sau cu sau așa, uite te în ce capcană sau în ce vis urât am trăit. Și acum se trezesc. Da, și au trăit, pe, au trăit săracii pe propria lor semnătură, asta e trist să știi. Violul da, ăsta sanitar, orice... așa cum ai denumit și tu, s-a da, da. întâmplat pe semnătura recipientului, a victimei. Tu știi foarte bine că noi vorbeam anul trecut, în da. mai, da. despre credulitatea oamenilor în Gheorghiță. Gheorghiță poate să facă orice sau alții ca ei. Ca el, la vremea aia era Craiu, care între timp văd că s-a da, dat la fund, da, s-a retras. Da. Da. S-a retras și, și Lăzureanu, s-a retras un pic și Lăzureanu, a venit Duță care Duță cu toate bubele lui în cap a pus problema un pic mai către noi, dar nu foarte mult. Cumva și ăstălalt, Marinescu, parcă și-a mai redus puțin din trompetă, să zicem, adică chiar a zis niște chestii legate de Arbidol, de exemplu, pe care le contrazice Rafila. Da? Și așa mai departe. Ai în stânga ta, dreapta ai și iconului, rafila da? joacă acum și rafila, a, și rafila. rolul moderatului, da? Uh -huh. ah, nu, stai să terminăm asta cu. Deci ai zis că ai două. Da, te rog. Deci, să nu sărim asta, de la una la alta, da. Asta a doua. Deci fostul președinte PNL, ăsta, Ludovic Orban, da. anunță că începând de vineri și-a reluat activitatea, bla bla bla. Și că nu mai vrea certificatul verde. Cere da. coaliției de guvernare să renunțe complet la ideea de certificat deci, verde. Da, să facem. stat și infectat, cam asta e. Ideea. Da, să dăm tot contextul. Ludovic este vaccinat full, bașca uh, uh, și cu boosterul, injectat și cu booster, deci are trei doze vacu. efectuate, să... da? Să... Da? Și cu toate astea s-a infectat și uh, s-a uh, izolat, el bănuind că este omicron. Motiv pentru care spune ceea ce știam cu toții: că vaccinul nu te protejează, că vaccinul nu te împiedică să iei boala, că vaccinul, nu te, dacă ai luat-o, nu te împiedică nici să o transmiți, de aia s-a și izolat, nu? Uh -huh. Deci, până la urmă, că vaccinul nu te ajută la nimic. Dacă nu te nici protejează în fața bolii, nici nu te împiedică să dai boala mai departe, la ce e bun vaccinul? Concluzia păi lui este nu... următoarea. Că, să. Nu, zic, acum fac pe avocatul diavolului. Da, nu te rog. Veni, ca da. să fie emisiunea puțin. Deci te rog. Eu, eu, eu fac pe prost acum, știi, gen. Dacă aș fi Ludovic Orban, ți-aș zice cu morga aia și cu vocea baritonală a lui, așa, păi da, dar știți, dacă nu mă vaccinam, aș fi făcut o, o formă mult mai gravă, mai severă și poate aș fi sfârșit cu un tub da. în gură sau chiar prin deces. Da, Asta exact așa, așa ca domnul președinte al Parlamentului European, care a făcut tot trei doze și a făcut o formă atât de ușoară de deces prin imuno de asta, sindrom de imun, nu știu de care. Da, dat, care este scris în prospectul vaccinurilor, da, să ne înțelegem. Mm -hmm. Da? Mm -hmm. Ca efect secundar la vaccin, chiar și în prospectul Pfizer, ai această imunitate precară, inexplicabilă. Mm -hmm. da, da. Deci, replica domnului Ludovic Orban ar primi acest răspuns din partea mea, te rog să continui să fii avocatul de evoluie. Ce ar mai zice Ludovic la asta? <laughs> hmm? Da. Bine, acum Ludovic Orban este puțin în opoziție după ce a decis că destinele lui. Oh, ce convenabil. Orice oh, convenabil. Așa? Exact, după ce a fost prim-ministru și ni l-a băgat pe tătarul pe Gâcii pe Costache, și pe VV Voiculescu. Așa Dar da. ce părere ai tu de faptul că după ce el s-a vaccinat de trei ori și a făcut totuși boala, recomandă cu toată fermitatea tuturor să se vaccineze în continuare. Cam. Știe să fie în ce categorie ai băgat? Da, nu, dar în ce categorie ai băgat această contradicție în declarații? Eu m-am vaccinat, m-am infectat, vă rog să vă vaccinați și voi. Nu păi cumva asta e... înseamnă zădărnicirea uh, Bun, că modia. e penal clar, nu, nu. Asta deci, clar în că e clar. Faptul că el demonstrează prin propriul exemplu că s-a vaccinat, s-a infectat, riscând să infecteze și pe alții. Da, 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 și da, da, în secundă da. doi în aceeași declarație, le spune tuturor tuturor vaccinatilor. Penal vorbind, din punct de vedere al codului penal. Pe Unde legea s de acum, da. Unde s-ar încadra această. Uh -huh. Acest îndemn. Vaccinații și bustații de anul ăsta sunt mascații de anul trecut. Dacă ți minte, toți mascații de anul trecut care au făcut COVID ne-au explicat cum au făcut ei COVID, cum au purtat mască și cum ne recomandă și nouă să purtăm mască în continuare. Asta întâmplându-se în trei paragrafe consecutive. Deci tipul ăsta de disonanță cognitivă a fost înlocuită, masca a, înlocuit, a fost înlocuită de vaccin. Deci aici, deja nici nu mă mai. Înainte mă zgâria pe urechi, Acum, parcă e ceva de genul dau dilit, dau erase, adică nici nu mai. Uh, Lozincile astea pe mine mă lasă, mă lasă rece. Olivia, văd că ai acolo în, în stânga da. ta o carte, Studiul China. Asta e o carte foarte dragă mie. Și mie. Așa. A fost printre primele cărți de nutriție pe care le-am citit și care m-au schimbat, m-au resetat, m-au transformat uh -huh. și uh, m-au făcut independent de lumea medicală. Mm -hmm. Știi, anul trecut am declarat că nu fac analize. Mă rog, n-am declarat da, că da. eu nu fac declarații. Eu sunt o persoană pe privată care mai postează din când în când uh, păreri, opinii personale. Acum că alții țin uh, morțiși să le fac uh, titluri de ziar, uh, asta e problema lor, uh, strict și mm -hmm. personală. Uh, dar, într-adevăr, acesta este motivul pentru care eu nu mai am nevoie de uh, analize. Da? E o carte care te învață um, care sunt cauzele cele mai profunde ale bolilor. Și surprinzător pentru foarte mulți, și pentru mine, la vremea la care am pus prima dată mâna pe această carte, pentru că între timp am citit-o de câteva ori, așa cum facem cu orice carte da. care uh, e atât de profundă încât ea trebuie citită și răscitită și răscitită, ca să îi cuprinzi toate straturile de adevăr pe care, din care nu te poți influpta la prima lectură. La prima trebuie degustare, să, da. La prima degustare. Trebuie să tot citești și să asimilezi, trebuie să încerci, să experimentezi ca să îi testezi valabilitatea și abia apoi, după ce te-ai pătruns, așa, știi, ca într-o taină biserică, știi, mm -hmm. cum sunt tainele și după ce mm -hmm. ai pătruns taina, te reîntorci. Cu ochii mari și cu recunoștință maximă Să mai iei o porție de taină Și uite, asta este asta este sensul profan al cuvântului Biblie Biblia nutriționistului pentru mine Se numește Studiul China okay. de Colin Campbell E o carte pe care am citit-o, cred că acum 14 ani prima oară. Wow. Așa și care wow. m-a învățat, da, și care m-a învățat că toate bolile uh, cronice, dar nu numai, chiar și cele pe care noi le considerăm uh, uh, cauzate de infecții, au de fapt uh, o singură și unică cauză. Și asta este nutriția, nutriția proastă, prost, prost înțeleasă. E o carte care te învață ce anume să reglezi în alimentația ta ca să te scutești de toate neplăcerile pe care le-ai putea avea uh, în viață. Adică, nu trebuie să ajungi, Doamne ferește, să faci o boală cronică, cumplit cumplită, să faci un diabet, să faci un cancer, să faci o boală de inimă. Poți în fiecare zi, prin metode și măsuri foarte simple, dar extrem de simple, banale, uh, să te ții departe de orice boală. Și. Cred că e momentul potrivit să o repun pe masă și la și la figurat. Ia să dăm din nou solo, așa. da. Să da. pun pe masă și să vă spun că eu cred că lecturarea acestei cărți vă va scuti nu numai de uh, frica de boli grave, dar și frica de boli mai ușoare, cum este această uh, gripă viroză sau ce-o ceofia. Uh, noi ne putem uh, întări sistemul imunitar în comparație cu președintele Parlamentului European, care n-a uh. să facă. Da? Uh. Noi ne putem întări sistemul imunitar. În fiecare zi, mergând la piață, sunt piețele noastre abundă de legume și fructe ale producătorilor autohtoni. Realmente de cea mai bună calitate. Și le poți vedea uh, pe tarabă că sunt uh, mici, uh, sunt uh, inegale, imperfecte. Foarte important. Da? Uh -huh. Dacă le veți da. vedea, le puteți uh, măsura, le puteți uh, pune bol și bolobocul va sta în echilibru perfect Nu vă atingeți de ele pentru că sigur sunt mânărite Dar la piață nu se găsiți așa ceva Găsiți legume și fructe de la producători De cea mai bună calitate, cum spuneam Ele sunt mici de regulă Fructele sunt pătate pe coajă Merele da. nu, niciodată da. nu lucesc Nu sunt trase în ceară Găsiți da. usturoi românesc Nu de China Găsiți ceapă no, de cea corect. mai bună calitate. Chiar dacă Crian... cartea se numește Studiul China, pare... nu vrem usturoi din China. A, da Hai să le explicăm oamenilor de ce se numește Studiul China. Studiul China pentru că în China s-a făcut o prima oară, deși existase de până la momentul la care s-a realizat acest studiu imens, pe o cohortă aproape de necuprins, pentru că China este imensă. Da? Bineînțeles că studiul nu s-a făcut pe întreaga populație a Chinei, dar pe, un, pe o, un număr reprezentativ, un număr covârșitor de oameni. Și ce s-a observat? Că schimbându-le dieta oamenilor și aducând-o aducând în parametrii normali sau cât mai aproape de forma naturală a alimentelor, că despre asta este vorba, formă integrală, formă cât mai puțin procesată, cât deci. Oamenii aia mănâncă aproape în proporție de 70-80% crud. Uh, modalitatea de a-și prepara la wok, că wok-ul e chinezesc, exact. e o uh, invazie minimă sau o deteriorare minimă termică alimentelor, pentru că practic doar îi dă un minim gust de... Uh, Ulei, e ca o sterilizare, ulei. hai să zicem, o dezinfectare. Da, de... De bine, eu nu Nici sunt de acord cu chestia asta. Eu cred că e doar păcălirea papilelor gustative, ca lucrurile să pară mai așa. Și n-ai nevoie să te păcălești. Eu am ajuns la concluzia asta în timp. Bineînțeles că la început nu o să simți chestia asta, dar încet, încet. Testând tot felul de variante, vei ajunge la concluzia, eu cel puțin la asta am ajuns, că singura variantă de alimentație corectă, care îți de toți nutrienții e cea crudă. Crudă în proporție de 100%. Dar nimeni nu trebuie să pornească de aici, mai ales că devine înspăimântător pentru unul care trăiește doar din fiertură, coptură, da? să-i spui gata, prăjale. de astăzi, de, da, prăjale, de astăzi mănânci numai crud. Nu, toate, devine, ca toate, dar până la prăjală. Exact. Românul, dacă nu are un pic de prăjal în Tigaie și dacă se poate de la prima ora dimineții, parcă nu, nu prea poate să-și înceapă dimineața. Da, din Ooul, păcate și ouăle sunt prăjite, da, da, totul e prăjit. Da, da. Da. Steer and Fry. Steer and Fry este. Da. Este și atunci mă întorc ca să termin tipul cu studiul China. Înainte să realizeze studiul în China, au fost mai multe studii realizate în laborator pe Cobai și au observat că atunci când se introduce în alimentație proteină și în grăsime animală, mai în proporție mai mare de 5%. Practic, e ca și cum ai apăsat pe un bol, butonul roșu al declajării tuturor bolilor. Uh, Cobaii începeau să dezvolte tumor, la fel ca oamenii. Deci bolile umane pe care noi le considerăm umane sunt de fapt universal valabile, funcție de alimentația dată. Uh, începeau să dezvolte tumori, începeau să facă diabet, începeau să uh, uh, dezvolte disfuncții uh, cardiace, uh, să li se înfundă, o grămadă de afecțiuni, cum ziceam, considerate umane, erau ușor de depistat și de observat legătura de cauzalitate între alimentație și dezvoltarea acestor afecțiuni la cobaie de laborator. Și acest studiu a fost replicat în foarte multe părți ale lumii, de către foarte mulți cercetători, pe principiul peer reviewed, dacă știi. Da, da? Da, da. Adică știința, principiul. Revizie de bază colegială, al științei, așa se cheamă. Da, principiul de bază al științei este nu credem nimic până nu verificăm. Deci, știința nu ți cere să crezi, orbește Dacă un grup de cercetători ajunge la un anumit, o anumită concluzie, vine al doilea grup de cercetători care verifică. Da? Confirmă sau infirmă? Confirmă sau infirmă? Pe principiul nu credem, dar cercetăm și după aia vom spune. Asta este știința. Asta este știința. Pe mine nimeni nu mă poate obliga să am încredere în știința pe care mi-o vântură la televizor Gheorghița sau Arafat sau Rafila ea trebuie verificată de oameni integri și independenți da, asta este adevărata știință și asta îți spune și studiul China știi? și e important să vezi uh, uh, să îl parcurși pentru că te luminezi pe foarte multe paliere, îți dai seama cât de important este să uh, pui la îndoială iar și iar și iar și iar narativul oficial pentru că în da, el da. se pot strecura nu numai erori, dar și uh, informații uh, eronate te curea credință. Da? Bun. După ce s-au făcut aceste multe multe studii care au confirmat ipoteza că noi suntem produsul alimentației noastre și că bolile cronice sunt de fapt boli de nutriție, da? Și da. nu sunt boli, nu sunt boli uh, datorate destinului. Știi cum zicem noi română? n-am avut noroc în viață, săracul. I-a fost scris. Nu există așa ceva, uhum. nu există o genă care să te condamne la moarte. Și asta a fost una dintre revelațiile, și uh, momentul de ușurare în care am răsuflat așa urată, pentru că mie mi s-a spus că eu am o genă care. da? Nu, nu da, există așa da, ceva. Da. Nimeni nu are o genă care să îl condamne la moarte. E, și după ce s-au realizat, realizat aceste studii, au zis, bun, de la Cobai trecem pe oameni, la o, un studiu cuprinzător, concludent pe oameni. Da? În da. răspăr cu timpurile pe care le trăim acum, că nu se mai fac studii pe cobai, ci se fac direct pe oameni, pe, 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 pe populația întregii planete da? Ei au făcut multe, multe studii pe cobai până să ajungă să facă studiul pe oameni Și nu cu substanțe chimice periculoase despre care se știe că sunt neurotoxice, că sunt hepatotoxice și așa mai departe Ci cu alimente exact. Ci cu alimente cu alimente cât mai crude și mai neprocesate și au ajuns fix la aceleași concluzii. Deci chinezii care cu precădere au, au datorită tradiției, datorită obișnuinței de a-și prepara cât mai puțin termic alimentele, ei în afară de orez, totul fac la oc minim. Deci toate legumele pe care le pun ei la ochi le scot în câteva zeci de secunde, cel mult în două minute, aproape crude. Deci principiile este, active din, din plante se păstrează. Nu se nenorocesc la temperaturi de 200 de grade într-o oră, două, de stat la cuptor, cum fac românii. De da, românii practic distrug hrana în da. și prin Da. Am da. observat și o chestia asta. E, e, groaznic ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Da, am considerat poate necesar să scot uh, această carte din uh, raft, să pun pe masă și să le spun românilor să nu dispere, că n-au niciun motiv să facă. Să citească, să se liniștească, să găsească soluțiile cele mai bune pentru o sănătate de fier și să le facem așa, să reinventăm bancuri, să râdem. Dacă nu, nu putem înjura, unii chiar nu pot înjura, dar, na, da, compensează cei care pot. Te aud da. să știi că te-am auzit în live-urile pe care le faci pe Facebook, cum mă înjur din rărunchi. Da, sunt la mine și înțeleg limbajul. E Și just for the full disclosure, să știți că eu un jur de la 5 ani. Am avut un bunic <laughs> foarte slobod la gură, <laughs> care a trăit foarte mult, l-am luat de rol și nu, deci când era nervos, el nu era violent, nu arunca, nu spărgea, nu, deși era foarte puternic. Băi, frate, dar ce venea la gura lui, vai de cap, era atât de activ în stare de frie, atât de, dar era și după aceea era zen. Deci, da. 5 minute înjurând toate metodele creative posibile după care era blank. Și Înțeles? ce înjură deci, sistemul, ce nu? sistemul. Să sistem. Ceaușescu da. și toți, da, asta era. asta era și în când, când credea, că nu-l auzim, în jură. Era pe terasă, eu eram în bucătărie și pe geamul din bucătărie, el nu era conștient că sunt acolo, îl auzeam în jur cu voce Era singur și în jură cu voce tare, așa, în jură de tare. Uf. Bun. Da. Uh, Djokovic. Hai să discutăm oh, de Djokovic. Da. Uh, ce să spun? Dacă e să uh, uh, trag o concluzie, ca, uh, înainte, știi ca, uh, cum se face șapă în uh, presă. Prima dată vin da. cu concluzia da? sau cu informația cea mai puternică și după aia dezvolți uh, subiectul. Da. Șapăul meu e următorul. Aș vrea, dacă aș putea, dar nu pot, știu, să le mulțumesc personal australienilor pentru măgăria pe care i-au făcut-o lui Djokovic, pentru că așa a putut vedea toată lumea unde s-a da, ajuns. Da, da. Cum arată fața hidoasă a nazismului, a tot, totalitarismului, a dictaturii într-o țară, așa zis, civilizată. Nu mai este civilizată. Acum toată lumea a putut vedea, s-a putut convinge că nu este vorba de sănătate, ci este vorba strict de politică. Cred că da. gândul de a vedea pe Djokovic aclamat de un stadion întreg în picioare <laughs> i-a înfiorat. Eu așa mă gândesc că s-ar fi întâmplat lucrurile. Ar fi intrat în teren și o oră întreagă ar fi fost aplaudat, aclamat. Da, acum trebuie să. Practic, el este într-un al doilea proces. Primul proces a fost împotriva Poliției de Frontieră, care ar fi vrut să-i anuleze viza. Acum e într-un proces împotriva Ministrului de Interne, care, conform legislației idiote din Australia, are dreptul discreționare. De a reviza celor care au de poliția de frontieră, ceea ce se pare în sine o abordare complet dictatorială a dreptului la libera circulație. Adică, pe bune, m am judecat cu poliția de frontieră, am câștigat și vine asta acum și face același lucru, serios, pe bune, că nu știu ce bifă, n-a fost nu știu unde și nu știu ce. Păi, frate, dacă a mințit cât timp a fost în Serbia cu alea 14 zile, lasă-mă pe ea din Serbia să ocupe. Tu ca aici în Australia tu trebuie să te ocupi de intrarea lui și de viza pe care tu ai dat-o. Ce mai contează? Și Cred că ar trebui adică... să vorbim cu un profesor de drept internațional ca să ne, să ne spună exact sub incidența cărui articol din care lege cade această speță. Pentru că știe, există niște acorduri internaționale la care țările aderă și care primează în fața dreptului intern. Uh -huh. Trebuie văzut da. exact dacă acest ministru are într-adevăr drepturi discreționare de a hotărâ el peste capul unui judecător Peste dreptul internațional să-l dea afară ca pe ultimul infractor pe Djokovic Da a Văzut Sau are a fost, dreptul, dreptul să-i interzică liberul acces la muncă, pentru că pentru Djokovic asta nu e o simplă pasiune, nu e un hobby. E da. Jobul este sursa lui. lui devenit. Sursa, lui, sursa devenit. lui devenit. Da, și tu i da, o tai, pentru că așa vrei tu. Mm. De ce? Pentru interesul Apa? comun? Păi interesul comun care e ca uh, om, omul să moară de foame sau omul să nu-și mai poată exercita atribuțiile de serviciu, ca omul să. sau să ne înspăimânte pe noi, uite, dacă. Până la urmă trebuie să te gândești care este finalitatea acestui uh, demers. Să ne demers. înspăimânte pe noi, da, cei care nu ne supunem, uh, că dacă nu ne uh, băgăm mințile în cap, o să pățim ca el. Știi ca pe vremea lui da. Ceaușescu, când se uh, scoteau în careu uh, elementele recalcitrante. Asta era termenul da da, termenul. da, 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 da. Da. Și se făcea practic uh. un proces colectiv în care elementul recalcitrant era judecat de către secretarul de partid. Wow, da, 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 da? cu da? Cu martori mincinoși, nu știu ce, el acolo în fața uh, lucrătorilor întregii fabrici sau întregii unități că și în școli se făceau chestia asta, în povestea mama. Puh, ceva da, înfiorător. Da. da. Rușinat, tras de urechi, cu șoturi în fund, în fața careului, da? ca să-i bage mințile în cap și să fie exemplu. Asta vreau comuniștii, să i dea exemplu. Articol din 15 ianuarie 2022, ora 03 și 10 minute, adică acum 7-8 ore. Da. COVID-19. EMA indică o nouă reacție adversă a vaccinului AstraZeneca. ăsta AstraZeneca. O comisie pentru siguranța autorității europene de reglementare a medicamentelor a recomandat vineri adăugarea unei inflamații rare a măduvei spinării, numită mielită transversală, pe lista efectelor adverse ale vaccinului COVID-19 al AstraZeneca, transmite Reuters. Articol de pe știri pe surse. Deci, Vaccinăm niște sute de milioane de oameni cu două, trei, patru doze, așa, după care venim după un an și spunem, ne scuzați, s-ar putea, știți, mă duva spinării dumneavoastră, rar, foarte rar, extrem de rar, să sufere o inflamație numită mielită transversală, decât că acum, după un an, vă spun întrebarea asta. Uh -huh. Da, aduce aminte că în perioada de așa zise studii clinice, primul simptom sau primul efect secundar al vaccinului testat la vremea aia, cred că era moderna, a fost exact asta. Mielita da. transversală. Mielita transversală, da? da? Deci nu e atât de rar. -a, a fost și... un prim semnal chiar atunci, cu doi ani de zile, 2 <coughs> ani jumătate, da. trei. Corect, corect, corect. Așa este. În altă ordine de idei, dincolo de mielita asta transversală, vreau să vă arăt o chestie care o să las pe, o să las pe Olivia să comenteze. Eu doar prezint informația exact în stare pură. Deci, avem următoarea chestiune. Suntem pe această pagină de Google. Am căutat așa, Population Growth în 2021. Da? Că înțeleg că pandemiile astea, gen, omoară oameni, domne, și e cu virusul ucigaș și cu. știți? Adică, în pandemii se cam moare. Cam asta e ideea. Populația a crescut cu alte 74 de milioane în 2021, ajungând la 7,8 miliarde de populație totală, reprezentând 0,9% rată de creștere a populației. Da. Te rog să comentezi. Eu o să comentez, dar uh, sunt convinsă că vor fi mulți cărora nu le va conveni cea... concluzia mea. Eu trăiesc cu impresia că ceea ce uh, se aplică aici, proverbul vechi românesc, ceea ce. iei pe mere, dai pe pere. Știi, proverbul românesc? Mm -hmm. Da. Adică sunt foarte mulți uh, oameni care, nu nemai urmând uh, tratamente alopate uh, toxice, pentru că toate sunt toxice. Norma sunt simitale, tăierii da? accesului la sănătate. La sănătate da, și aici o mare pândere iau bolnavii cronici, diabetici, hai, diabeticii cred că au continuat. Dar cei care nu pot să-și facă tratamentul acasă, cei bolnavi de boli oncologice. Ăsta uh -huh. da? nu au mai prea murit. Pentru că citostaticele omoară au prostă obicei, uite ce să vezi. La fel, și radioterapia omoară ce să vezi. E, și ei nu mai mergând să-și facă citostatice, pentru că spitalele s-au închis tuturor nevaccinațiilor, tuturor nedrecuților da. prin boală, tuturor suspecțiilor, pentru că toți suntem suspecți. Uh, ei au trebuit să rămână fără aceste tratamente care, într-un final, nu i-au omor mai omorât. Și astfel, uite. Uh, în loc să scadă uh, populația, ea a crescut. Dar, dar, uh, nu poți să nu remași dacă te uiți pe virus, că oamenii continuă să moară doar din rândul celor vaccinați. Acolo se moară la greu. Dar tot nu la fel de mult ca în, uh, în rândul bolnavilor de cancer. Asta este concluzia mea. Bun, acum e discuție. Cineva scrie într-un comentariu că cei diagnosticați cu cancer în 2019 au decedat în porție de 88% în 2020. Ce au făcut? Când am înțeles. Uh, au decedat 88% din cei diagnosticați cu cancer în 2019 și au decedat în 2020. Mă rog, aici sunt mai multe teze, nu asta e foarte important. Eu aduc un alt argument în sprijinul ideii exprimate de Olivia. În octombrie și noiembrie 2021, adică acum trei luni, am avut 19.000 de decese excedentare, adică mortalitate excedentară în cantitate nominală de 19.000, comparată cu media ultimilor 10 ani. Din aceste 19.000 de decese excedentare, adică în plus. Doar 9.000 au fost decese COVID și știm că și asta e o cifră extrem de. E o cifră exagerată. Cu 9.000 știm cum se pun decesele la COVID. Dar cifrele astea ce înseamnă? Din cifrele astea ce înseamnă? Că oficial statul român recunoaște pe propriile lui statistici că aceste decese excedentare, da, în proporție de 10.000 din cele 19.000 sunt decese non-COVID. Excedentare. Non-COVID. Da, deci practic oamenii au mai murit și din cauza, na, poate ți-ai rupt un picior, nu te a lăsat să te duci în spital cu fractura deschisă, ai făcut o complicație, o septicemie, te -ai... știi că la astea structurale cam trebuie să-ți pui piciorul în gips ca să scapi, că dacă nu o dai în altele, poți să poți să dai într-o septicemie sau într-o complicație dintr-o fractură deschisă netratată la timp, e foarte repede. Depinde, da? depinde, repet, da. repet. Depinde, da. depinde da. Bun. de ce mănânci. Depinde Asta e Foarte uh -huh. important. Da. Nu, eu vorbesc strict de, uite, chestii structurale, adică ruperi de picioare, accidente, chestii de genul ăsta, care, în fine, până la urmă, n-ai ce face, trebuie să ajungi într-un spital să le rezolvi. Acum, da sau chestiile, nu? Funcționale, chestiile funcționale, sunt și eu de acord cu tine deci că la chestiile funcționale, funcțiile se pot repara corectând ceea ce bage în gură în proporție de 90%. Funcțiile. Și corect, și eliminând ceea ce nu trebuie să bagi, adică acele alimente sau acele pastile toxice. Dacă tu continui da, da, să da, le da, iei, da. Da. Da, da, sfârșitul e inevitabil sau desnodământul este inevitabil. Acum mă gândesc la bolnavii cronici care zi de zi înghit câteva, un pumn de pastile. La ce să te aștepți? Nu, cu nu foarte asta. mare rată de succes. Nu foarte, adică, curată de succes, cam ca are de vizirului față de COVID. Care ne-a spus doamna Mihailescu, fosta ministră, că i-a aia n-a mai cumpărat de vizir, pentru că la 1000 de pacienți tratați cu reme de vizir, doar 13 erau tratați cu succes. Tu îți dai seama ce, ce, ce porumbel a scos pe gură Mihaila? Ministresa Mihailă de la USR? Deci, tot contextul era că spitalele nu au medicamente, nu au antivirale pentru COVID, pentru valo 5. Trecem peste. Bun, că până la urmă a devenit o gripă, omicronul ăsta O gripă cu puțină zgrietură pe laringe, un pic mai jos de laringe, așa. O mâncărime, te rog să te exprim corect. O mâncărime, așa. Te mâncă un pic. Așa zice, o mâncărime Așa zis, da. Îl cităm pe Ministrul Sănătății, nu? Așa a fost reprezentantul României la OMS. Bun, ce vorbește Microbiologul națiunii. Uh, da. E pe, da. <laughs> e pe bază de mâncărime. E pe bază de mâncărime. Justificându-și, doamna ministresă, acest, această lipsă de competență crasă în pregătirea spitalelor și a sistemului public de sănătate, a scăpat porumbelul. Ai domne, că redenvizirul oricum nu trata nimic. Și era și scump. Adică la 1000 de dăștea a, și un redenvizir, costă, o dată de, de redenvizir, costă 2000 de euro. Deci uh -huh. tu cheltuiești 1000 ori 2000 înseamnă 2 milioane de euro. Ca să ai un succes relativ doar a reducerii duratei de spitalizare, nu a eliminării, așa? Uh -huh. pentru 13 internați. Uh -huh. 2 milioane de euro ca să reduci durata de spitalizare uh -huh. în cazul a 13 internați. Uh -huh. Bași, în și școli, e inevitabil, e, acum e momentul T0 când să sare gândul la Arbidol și. Da, da, da? Care cât costă? Cine? Rentevizirul? sau. Nu, Rentevizirul, Arbidol și. 30 de lei costă în Basarabia, 30, de lei în Basarabia și probabil toată, tot canalul de piață neagră ajunge aici la 120-150, ceva de gen. Curată deci. de succes de cât? Cu rată de succes de 70%, 70 luată în primele 3 zile? Pe studii. Da. Pe studii. 70%. Bun. Da. Uh, și și fără arbidol, dacă iei vitamina D, are rată de succes. De, dacă ai num, uh, unitățile de vitamina D în sânge corecte, ai 50% profilaxie. Acoperită profilaxie, în proporție de 50%. Da. Doar pe vitamina Vrei D. să spun cât la 100% profilaxia am eu? <laughs> Bun. Da, corect. Uh, dar nu, că vreau să zic că o rog. chestie legată de asta cu cu Rem de Vizirul și cu 2 milioane și cost efectiv ul Au băgat acele teste de divânș, teste Go pe care oricum le-am dat, le-am refuzat, nu am semnat nimic, le-am zis că nu, le văd, nu vreau să iau testele alea acasă. Dar da. o parte dintre părinți le-au luat. O da. rând de și se face testarea luna și joia. Costă pe săptămână cam 2 milioane de euro două zile. Da? Asta înseamnă că o rundă de teste înseamnă un milion de euro. Deci ca să testezi toată școala, toată școala românească, toate școlile din România, o dată, lunea, te costă un milion de euro. S-au descoperit, S-au da. descoperit 86 de pozitivi în a doua săptămână, în a doua lună, cum ar veni, 86 de pozitivi, dar din care au fost confirmați doar vreo 30 și ceva la testul RT-PCR, care și el știm că are fals pozitive multe. Da. Dar treacă de la noi. Îi lăsăm mai a 30, îi numărăm ca fiind pe bune, covidați copiii. bă, fraților, dacă împărțim un milion de euro la 30 de, mii, la, la 30 de copii, asta înseamnă că pozitivul detectat ajunge să te coste niște 30 ceva de mii de euro. Adică eu înțeleg și cu testarea asta, înțeleg și cu hai să descoperim repede și să facem anchetă epidemiologică and shit. Bă, dar dacă mă costă 30.000 de euro această nebunie, bă, poate ar fi cazul să mă opresc. Deci tu gândești din punctul de vedere al contribuției. corectează cineva. Da, este remdesivir, mă scuzați că nu pronunț bine un medicament. Și pe mine, mă scuzați da, da, sunt analfabetă în privința Așa. denumirilor farmaceutice. Bien. Farmaco, da. Nu, nici, știi ceva, nici nu mi-e încarc memoria cu ele. Um. Da. Deci tu privești, îmi pare rău, dar trebuie să sublinez acest lucru Tu privești da. din pozi toată chestiunea din poziția o milă nesemnificativă a contribuabilului Dacă ai fi la butoane și ai calcula procentul și cota care ți se covine, alt ton ai avea Cu totul alt ton Da, da, ce să zic Apropo de știință și de de ul ăsta. Da. ăsta. El știi că ăsta a câștigat în contrapartida anul trecut cu hidroxiclorochina, cu acel plachenil foarte ieftin, care avea foarte mare folosit la malarie, dar care, ce să vezi, avea acest efect imunomodulator, se cheamă el, pe corona carcala cu vieții. Bun. S-a publicat în Lancet, apropo de știință, Că asta vine în sprijinul ideii date de tine. O chestie, un studiu de ăsta, care spunea, domne, nu e bună hidroxiclorochina, e bun remdesi ăsta, rahatul ăsta. Da. S-a făcut peer review. Revizuire colegială de către mai multe echipe și a ieșit că datele alea sunt mânărite și că nu e adevărat ce spune acel studiu. <laughs> Lancet a dat rejected, deci a schimbat articolul. Este acum așa, dar cu rejected peste tot, adică un articol fraudulent. Numai că decizia luată de OMS și recomand, recomandarea dată de OMS a rămas în defavoarea hidroxiclorelichinei. Da, exact. Deși Lancet a șters acel articol în două sau trei săptămâni. OMS-ul n-a mai revenit și a zis, stai-mă puțin, s-a updatat știința, Lancet, dacă Lancet, hai să în și noi. să. Nu, aia nu s-a mai actualizat. Am prezentat la vremea aia chestia. Deci apropo de știință și de revizuirea, s-ar putea chiar revizuirea aia colegială, peer review-ul ăla Da, să știi face, că și Lancet acționează strâns cu ușa și cu mâna la spate de foarte multe ori Acum pe chestiunea știu, asta, știu, 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 cred cred că probabil cineva acolo s-a sesizat, dar de exemplu în cazul lui Andrew Wakefield care corela, da bolile mentale, autismul la copiii vaccinați. Da, hrăniți prost iară, Da. da? da. pentru că nu toți fac autism și uh, cum se numesc, uh, ADHD, nu ADHD. O să mi aduc aminte, de, mă rog. Sunt anumite disfuncții cerebrale cauzate de vaccinuri la copii, da? Uh, nu toți fac, în funcție de, de, modul în care au fost alimentați, dacă mamele nu își alăptează copiii și îi hrănesc cu lapte praf din prima zi, așa, sunt mult mai vulnerabili. Și el a sesizat că prin, prin, în această categorie de copii nealăptați, ci hrăniți artificial, sunt cele mai multe cazuri de copii cu autism în urma vaccinării. Și el a această corelație, a publicat studiul în Lancet, da? Da. și care, după aia, la telefonul pe firul roșu, a retras și a spus că a fost fraudat și nu știu ce. Ceea ce nu s-a mai spus niciodată, pentru că la momentul ăla nu exista interes să se spună așa ceva, este că Andrew Wakefield a dat în judecată publicația medicală prestigioasă și a câștigat în instanță, dovedind că ceea ce a scris el este perfect valabil și că există această legătură de cauzalitate. Deci trebuie să se ajungă acolo ca să putem afla și noi adevărul în an de zile. Da. Deci uneori trebuie să te bazezi pe propriul bun simț și pe propria logică, nu pe cercetătoare. Asta ar fi concluzia mea personală pe care noi impunem noi. Da, corect. Uh, climate change. Ce facem? Stăm în casă să salvăm planeta? Nu știu, aștept să mă sune Greta, că nu știu unde Nu te-a sunat să Greta încă? Greta nu m-a sunat bine, Greta, Greta. să-mi să pun buntița sau să-mi iau rochița de întopit, că sunt confuză, nu știu nu? ce să fac Nimic, nu. nimic? Doar nu vrei să scoți singură de capul meu nasul afară să mă convin cum e vremea Aoleu A Aș vrea mult oricum, oricum, eu cred că tu ești pe placul Gretei, fără să vrei, involuntar oh. Pentru că nu mănânci carne de bubalină, cum ar veni, de Bubalină, da. știi, de vită, cum ar veni, că mai nou, beșina de vită, mă scuzați că vorbesc limba franceză, e vinovată pentru că moare planeta da, Și da, prin urmare da. trebuie să mâncăm carne artificială, dacă se poate, făcută de Bill Gates la tine nu e cazul că tu ai rezolvat problema complet. Bine, asta e uh, un alt business. Hai să. Hai să da, uh, da. Uh, da, să nu o ducem în zona aia, să spunem lucrurile pe nume. Ei inventează afaceri din piatră seacă. Uh, din COVID sec, din Omicron sec, uh, din uh, carne de laborator seacă și așa mai departe. Așa se fac marile afaceri. Uh -huh. Da? Deci nu ai practic nimica, n-ai nicio nicio idee, nicio chestie creativă, nu? Eu nu ești capabil să construiești nimic și atunci creezi o falsă nevoie și o da. tot ești cel care o rezolvă. Eu nu militez ca lumea să devină vegetariană sau vegană, ca mine. Fiecare face ce ce vrea, cel duce capul. Uh, pentru mine asta este soluția. Și asta a fost soluția și de 15 ani de când mă preocup de Lecturarea unor astfel de cărți, am observat că mi-e bine și, uite, nu mai am nevoie de doctor, și orice problemă aș avea, știu să mi-o rezolv singură. Nu mai am nevoie de nimeni. La un moment dat a intrat pe pagina mea un doctor care mi-a spus și atunci noi noi zice, care cu greu am fost susținuți de către familii, cu eforturi financiare colosale și nu numai financiare, în facultate șase ani de zile, după aia nu știu câți ani rezidențiat și abia acum, că în noi suntem și noi pe picioarele no noastre. Ce o să facem noi dacă toți urmează stilul tău și nu o să mai aibă nimeni nevoie de noi? Mi-a rupt sufletul, spun sincer. Deci pus așa problema și obligându-mă să privesc lucrurile din punctul lui de vedere, e foarte tragic că eu n-am nevoie de el. Dar nu am nevoie de el. N-am nevoie de el, n-am nevoie de Bill Gates, n-am nevoie de Greta, pot face viața singură, liniștită. E genul ăsta de independență devine periculoasă pentru cei care câștigă niște bani din ignoranță, din naivitate, din frici irraționale și așa mai departe. Da, mă întreabă oamenii ce înseamnă wok. Uite tocmai am găsit o de asta de cum se cheamă, o poză cu wok ca să nu rămână oamenii ne nelămuriți. Vreau să afișez o poză cu wok, este un vas ăsta de foarte interesant. E ca o, ca o, pălărie chinezească, dar în, întoarsă invers, în care se pune o cantitate minimă de ulei în care se prăjește Și mișcarea e de dute vino cu oală astfel încât uleiul ăla încălzit se, se dorește, deci nu prăjit, nu nenorocit în temperaturi infernale Să cuprindă și să dea gust tuturor legumelor aflate în oală. Ei pun acolo, deci după ce o fiertă orezul, pun orezul peste care adaugă, nu, prima dată legumele și mirodeniile. Adaugă legume, mirodenii ca să dea gust și după aia orezul peste și fac o mâncărică. Ăsta este stilul lor de a găti. Orezul este, da, fiert. este afișat și pe ecran, da, este afișat și pe ecran. Asta este locul. este foarte e ca o semisferă în care, și tot face așa, să, să exact. Deci acolo ei pun ulei special ghimbir, de wok se folosește, da, 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 te rog. De susan Spune de regulă. Te. De susan, uh -huh. pentru că dă un gust special. E gustul ăla exotic pe care îl întâlnești în restaurantele asiatice și la noi. Uh, în care pui după aia uh, ghimbir ras, usturoi presat, ardei iute. Deci te rog să remarci, astea sunt niște medicamente extrem de potente. Da, da, da. Da, de pe folosesc, de C. da? Pe care ei le folosesc. Da, și nu mai spun de cealaltă, pe care Antibioticul natural din usturoi. Pe care ei le folosesc la ordinea zilei la orice fel de mâncare. Deci asta este baza mâncării lor. Nu ca la noi rântașul în ardeal Acum nu știu, și tu ești tot din Nardial. Nardial da, se da. grătește înfiorător. Da, da. Înfiorător. Așa e. Deci rântașul așa este. ăla îți atacă ficatul și îți distruge stomacul în decurs de câteva săptămâni. Uhum, uhum. Da? Așa și Ardelenii mănâncă așa la ordinea zilei. Chinezii nu fac chestia asta. Ei folosesc aceste antibiotice foarte puternice, deci ghimbir, usturoi și arde iute în cantități nerezonabile pentru un european. Ei mănâncă foarte iute. Da, Iar acolo. toleranța pentru iute se dezvoltă Cine se teme că ar putea să ia foc și să moară de la atâta iute Alea se înșală Pentru că încet, încet această cantitate se poate crește gradual Și să ajungi să mănânci chiar foarte iute Fără să te mai, să mai ai niciun disconfort O nici să gase. te rog să tragi un pic cartea mai înspre tine Că ne întreabă în comentarii cineva cum se cheamă Probabil, Am mai se tine. numește nu Studiu China, China. Studio mai, 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 înapoi, 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 înapoi Unde era înainte, Luce? dar puțin mai spre tine nu. Lucește? Acolo Aici e bine? perfect, Bun. perfect. Perfect. Așa, nu. Așa. Așa, da, da. 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 Deci, ei folosesc aceste alimente foarte puternice, astea vreau să spun, puternice din punct de vedere uh, uh, terapeutic. În orice manual da. de nutriție, nu de nutriție, de fitoterapie, uh, te vei uita, vei găsi proprietățile usturoiului, ghimbirului, ardeiului, iute, hranului uh, și. Sunt lucruri documentate, dacă ai uh, curiozitatea și răbdarea și vă sfătuiesc pe toți cei care ne urmăresc să aibă această uh, răbdare și trăim vremurile în care nu ai altceva, n-ai încotro, decât să ai răbdare, să cauți și să găsești astfel de informații pentru că doar ele te țin departe de probleme și îți pot salvea viața. Da? Da. Deci te și pe PubMed. PubMed, fiind cea mai mare, o imensă bibliotecă virtuală, numai și numai cu studii științifice, pe diverse subiecte. Dar surpriza cea mai mare pentru un omul obișnuit care își imaginează că salvarea și sănătatea stau într-o cutiuță cu medicamente de la farmacie, surpriza cea mai mare va fi să găsească în acest PubMed, în această bibliotecă virtuală, studii științifice despre usturoi, studii științifice despre ardeiute, studii științifice și cu niște rezultate incredibile studii științifice despre meditație, peer studii științifice despre spun. respirație nu și așa nu mai, spun. mai departe, așa da, nu nu mai departe. Și, și toate peer reviewed, deci revin, revin la acest aspect esențial. Și încă un aspect esențial, la finalul fiecărui studiu, studi, fiecărui studiu științific pe care îi sfătuiesc pe oameni să uh, îl citească cu atenție: să caute și informația uh, sursa finanțării. Dacă după două puncte, fund, funding uh, source, da. scrie none, adică niciuna nu a fost plătit de către nicio industrie. Să ajungă la niciun rezultat, pentru că sunt și astfel de studii, în special la vaccinuri, să vă uitați acolo când te uiți cine a finanțat studiul, vei vedea cine l-a finanțat, producătorul. E, nu poți să ai încredere în producătorul care își dorește un anumit rezultat și a plătit gros cercetătorii științifici să, ajunge, să ajungă la acel rezultat. Uite, da? Am făcut un search pe PubMed în timp real, da. am tastat așa în căsuța de search, ginger, adică ghimbirul, da. and immunity. Ia, uite, da. 158 de rezultat? Da, ca să vezi. Ai ca idee, să vezi. Na. Da. Na, și asta fac chinezii zi de zi, zi de zi, zi de zi. Usturoi, ghimbir, arde iute, usturoi, ghimbir, ardei iute, usturoi, ghimbir, arde iute. Da, Or fi proști. Or fi trăit un an și de zile fără, fără coptură, fără prăjală, fără. Deci, și cu multe crudități. Da, dacă e ceva ce a rămas la mine, după. Anul petrecut în China este reflexul de a-mi găti mâncare proaspătă, cel puțin o masă pe zi, de a-o găti la tigaie, că nu e lene să scot cu tot timpul să-l spăl, e greu de spălat. Da, e greu, greu e greu de manevrat. A, așa. așa, dar cu tigaia, să zicem că e un fel de semi walk tot așa, rapid, repede, stire în frain, maxim câteva zeci de secunde, cum ai spus tu, și mâncarea e gata. Da, dar trebuie zeci să fie câteva mult. secunde, zeci de secunde, nu mai mult. De secunde, asta da, nu înțelege om da. că omul, dacă nu se moaie legumaia și practic se fiorește de-a -a dreptul, nu mai mănâncă, zice că nu-i făcută, nu-i pătrunsă, ce-ar greșit, da, da, pentru că și-a și pierdut în clipa aia toate proprietățile. Sunt oameni care mă întreabă, de exemplu, la venirea primăverii, am o bucurie nespusă să mă duc în Matache să cumpăr uh, uh, spanac proaspăt și să mai postez o rețetă. Rețetele mele de spanac sunt mereu cu un spanac verde crot, ca mărul verde, atât de verde. Și le spun, dacă spanacul vostru s-a negrit, îl puteți arunca la coșul de gunoi pentru că nu mai are absolut niciun nutri nutrient Viabil să vă ofere. Nimic. Da, da. Devine chiar toxic. Deci nu poți să bagi așa ceva în stomac pentru că îl nenorocești. Digestia uh, unei mâncări, unei mâncări prost gătită presupune același consum energetic. Tu, uh -huh. Aceleași sucuri gastrice trebuie să le secreți același efort, da? da? Și atunci, în loc să câștigi, tu pierzi. Uitați asta Uitați-vă asta pe, pe, da. uitați pe căutarea Garlic and Immunity, 305 rezultate, dar uitați-vă cum în stânga, aici unde e cursorul meu, cum evoluează numărul de studii pe fiecare uh -huh. an, dacă în 1989 erau 3 studii despre imunitate și usturoi, uh -huh. Uh -huh. avem un maxim un maxim în 2022 cu 30 2020 cu 39 de studii, deci primul an al pandemiei, 39 de studii despre uh, usturoi și imunitate foarte interesant, foarte interesant, foarte interesant. Că vezi și interesul, știi, pe măsură ce apar tot mai multe vezi, că da. și asta e o chestie. Și asta e o chestie, trendul de studiu al unui anumit uh, aliment. Da. Uh, oregano, de exemplu, să vedem oh, oregano cum. e, e minunat oregano. Da, da, e deci, în primul rând, că este în 1998, primul este în 1998, spre deosebire de usturoi care are primul, primul studiu în 1951. Da. Sunt puține studii, 5-9 de studii de toate, dar există, începe să se. Ia uite, polifenoli, compuși polifenolici, imunitate. Chiar, uite, primul studiu este asta. Uh, Compuși polifenolici, și, polifenolic și uh, influența imunității în uh, contextul covid pandemic COVID-19. Ca să interesant. vezi. Foarte, Foarte interesant, Și da. există chiar studii referitoare la usturoi și uh, usturoi în pandemii și epidemii. Uh -huh. Deci, bolile să contagioase transmisibile. Să să Te să cauți. În pandemii. în pandemii, Sau epidemii epidemis, ok? Aha. Uh mi -huh. ceva, Parmenu. Nu, ne da, probabil că este în altă. sau nu scriu eu bine. Scriu bine epidemis cu Y sau cu. I? Uh, nu, epidemie sunt. Dacă pui la plural, scade Y. Da, de scade Y, da, și eu știam. Da. Nu. nu, nu, da, nu, da. Nu, da. Nu da. O să-ți-l trimit eu, poate îl folosim cu altă ocazie. Cu altă ocazie. Da. Bun. Uh -huh. <coughs> Olivia. Ne-am am depășit o oră, cred da, că am, -am cam prea pus prea țara mult, la da. cale <laughs> mulțumesc și aceast, Îți mulțumesc pentru prezența în acest live O să trimit download-ul ca să-l pui și tu la tine Încă o dată aveți acolo în dreapta ecranului cartea Studiu China Pe care amândoi vă recomandăm să o citiți Repetiția este mama sănătății Dacă ați citit-o, mai citiți-o încă o dată Deci, ce să zic, sper că ați învățat sau v-ați readus aminte Chestii benefice pentru prevenție, pentru sănătate, pentru imunitate. Concluzia aparține, Olivie, o concluzie scurtă de un minut și încheie. Eu cred că. Eu cred că oamenii nu mai au nevoie de sfaturi. Cred că oamenii știu exact ce au de făcut acum. Știu că trebuie să-și păzească singur sănătatea, știu că sunt pe cont propriu sau nu mai sunt deloc. Uhum. Asta am învățat noi în pandemie, că suntem pe propriu sau nu mai suntem deloc Iar a doua concluzie e că toți suntem în aceeași oală sau nu mai uhum. suntem deloc Pentru că dacă nu ne ținem spatele unui, unul altuia, toți avem de suferit De aia am nu așa, e o idee bună să o iei pe scurtătură, să fur startul și să-ți obții ilegal, aș zice, certificatul verde și să zburți liber pe câmpii pentru că o să ajungi inevitabil din nou la coteți, cum se zicea pe vremuri, pentru că dacă cresc artificial infectările, toți intrăm în scenariu roșu și suntem pasibile, de garantinare forțată și absolut inutilă. Asta vreau să spun. Mulțumesc! Doamne, ajută o zi. Doamne, ne o ajută. Continuă. Asemenea, numai bine.